În acest episod o să vedem cum internetul și tehnologia îți distrug viața. Iar pe locul întâi avem statul pe WhatsApp, Facebook Messenger sau scris SMS-uri în mod normal, fie în timp ce ești la volan, fie în timp ce mergi pe stradă. Acest lucru este din ce în ce mai periculos pentru că oamenii se pare că urăsc din ce în ce mai mult să vorbească la telefon, e prea mult efort, astfel că au început să scrie SMS-uri mai mult, în ciuda faptului că nu mai avem tastaturi fizice. Mi-aduc aminte, aveam un Nokia și în timp ce eram la lucru și șeful vorbea cu mine, eu scriam în buzunar SMS-uri pe telefon. Ce vremuri. Însă astăzi nu mai poți să faci acest lucru și de aici avem probleme cu mesajele. Trebuie să te uiți la ecran pentru a fi sigur că scrii mesajul cum trebuie, îl trimiți cui trebuie, autocorectul nu scrie ceva obscen și nu ajungi pe internet. Toate aceste lucruri sunt ok atunci când nu trebuie să mergi, însă cel mai adesea scrii și pe stradă, te trezești în mijlocul treceri de pietoni că tu o lălăi pe telefon și acest lucru a dus la destul de multe morți. În timp ce între anul 2001 și 2007, până la apariția smartphone-ului, au murit 16.000 de oameni pentru că scriau SMS-uri în timp ce conduceau, doar în America au murit 6.000. de oameni într-un singur an în 2017. Iar în fiecare an în spitale ajung peste 1000 de oameni care s-au accidentat pentru că le-a fost distrasă atenția de telefon. Fie au căzut în gur de canal, fie s-au împiedicat, fie au intrat în fața mașinilor și așa mai departe. Pe locul 2, dacă te gândești să te oprești, să stai jos, să-ți scrii mesajul, statul jos înseamnă mai puțină activitate, lucruri care sunt încurajate de calculatoare, televizoare și foarte mult de smartphone-uri. Nici să stai jos pe ele nu este sănătos, nici să mergi cu ele în mână nu este. Astfel, singura ta soluție este să lași toată tehnologia deoparte, să ieși afară din casă și să te uiți un pic în jurul tău, în stânga, în dreapta, cu pixelii din cap. Să vezi ce frumoasă este lumea. Altfel, singura ta soluție este să stai jos, te uiți cum îți crește burta și în timp ce poate nu vrei să crezi că nivelul obezității crește odată cu tehnologia, cu siguranță nu ajută. Statul jos și urmăritul de televizor sau de telefon poate să ducă la hipertensiune arterială, rinichii pot să-ți fie afectați, pot să-ți crească șansele de atac de cord, tensiunea de asemenea crește și devii din ce în ce mai slab și mai bolnăvicios. Cu cât faci mai multe exerciții, cu cât ești mai mult afară, cu cât ești mai activ, cu atât circulă mai bine sângele prin corp și ești mai puțin predispus bolilor. Lasă tehnologia și fii un pic mai activ. Chiar și cumpărăturile online pot să fie periculoase. Există site-uri de unde poți să cumperi nu doar produse noi, ci și produse la mâna a doua. Site-uri care te ajută să iei lucruri mai ieftine și de asemenea să-ți vinzi și tu lucrurile de care nu mai ai nevoie. Poți să-ți găsești o mașină, o casă, o cameră de fotografiat, un telefon, fără să trebuiască să plătești chirie unui magazin, să plătești vreun intermediar, ci vorbești direct cu omul. Însă, lucrul acesta, contactul direct cu un străin, poate să fie primejdios. De exemplu, Chris Lee, membru al Congresului American, a folosit un site de acest fel pe post de site de întâlniri. Desigur că s-a aflat și a distrus cariera și căsnicia. Și în ziua de astăzi sunt o grămadă de anunțuri despre masaj, între ghilimele. Nu știu de ce fetele care oferă masaj pun poze cu ele îmbrăcate într-un fel sau altul. Ar trebui să faci poze doar mâinilor. Și de asemenea, prădătorii nu sunt descurajați și nu știi cu cine vorbești online. De asemenea, tehnologia te ține ca pe ace, să fii mereu într-o stare continuă de stres. Gândește-te că ai în buzunar în momentul de față, sau ce vorbesc, ai în mână un telefon foarte scump. Poate e 1000 de euro, poate e 1200 de euro, poate e 1300 de euro, poate ai fost destul de căzut în cap ca și bebeluș, încât ai luat iPhone XS-ul și ai dat 7000 de lei în România, la suprapreț aproape cu o treime peste cât costă el. Cât de relaxat și de chill poți să fii tu cu o bucată de echipament atât de scumpă și de fragilă în mânuțele tale slabe, care n-au avut o bătătură în viața lor. Cât? Eu cred că nu foarte, pentru că românul are prostul obicei de a cumpăra dincolo de posibilitățile sale reale, mai ales când vine vorba de lucruri pe care poate să le arate. Astfel, în timp ce probabil astăzi nu ai mâncat destul și ești mai slab, cu siguranță ai un telefon mai scump decât îți permiți în mână. Și asta îți crește și mai mult stresul, pentru că știi că acel produs este vulnerabil, știi că poate și în timp ce îl ții stresat, tremurându-ți mâinile, e posibil să crape dintr-o dată. Nu ai niciun control asupra lui. Poate te împinge cineva, poate ți-l vede cineva, ești pe stradă, e ciudă pe tine și ți-l fură. Ajunge să scadă firmituri pe boxe și să se ducă sau să vergi un pahar pe lângă și să se strice telefonul. Chiar și în buzunar, lovindu-te de colțul băncii, posibil să-i spargi măcar spatele, dacă nu față. Și în ciuda faptului că unele companii spun că îmbunătățesc telefoanele ca să se strice mai rar, lucru
pe care îl știm că este fals, cu siguranță telefonul tău își va pierde valoarea sau se va strica într-un fel sau altul. Sau nu doar telefonul tău, tehnologia din jurul tău va îmbătrâni, electronii pur și simplu o să o ia razna, e ciudat ce fac și nu o să mai meargă. Fii sincer. Astfel că e normal să te simți frustrat atunci când tehnologia pe care dai tu bani nu este sub controlul tău. Cu atât mai mult cu cât ești mai dependent de aceasta. Toate pozele tale sunt pe telefon sau pe calculator, toată viața ta este într-un singur loc. Astfel îți creezi singur un stres nenecesar, e posibil chiar și prieteniile tale, relațiile tale apropiate să sufere, să fii mult mai recalcitrant și ofuscat atunci când îți apare un virus pe telefon, să îți verși nervii pe toată lumea din jurul tău și să ai tot felul de isterică cale de bebeluși pentru că nu ești capabil să rezolvi problema din fața ta. Tehnologia nu e pentru toată lumea și erorile care apar nu scutesc pe nimeni. Sper că măcar știind acest lucru, atunci când inevitabil ceva se va strica în jurul tău, așa cum pățesc eu de două zile cu frigiderul care pur și simplu câteodată se stinge, nu a fost unul ieftin, vei fi mai puțin stresat și măcar nu-ți vei răni relațiile. Iar promisiunea tehnologiei că ne va face viața mult mai ușoară s-a dovedit a fi o minciună. În ziua de astăzi, dacă vrei să plătești o factură, nu mai stai ca bolovanul la poștă, la coadă și mai și plătești 5 lei pentru privilegiul de a pierde 45 de minute la coadă ca să-ți plătești factura, ci mergi online, ai deja contul, datele, toate cele băgate, ai primit un SMS pe telefon, ai băgat codul și ai plătit factura. Însă, tu ai telefon, internet, cablu, televizor, rată. Probabil că rata se ia automat, nu am rate, nu am de unde să știu, yes. Nu știu, dacă ai și Netflix sau HBO Go, nu știu dacă se plătește separat, apă, gaz, în fine, ai 10 servicii. Pentru fiecare trebuie să accesezi contul bancar sau să intri pe fiecare site diferit, să primești SMS pentru fiecare în parte, să-ți bagi din nou toate datele personale pentru că site-ul nu știu din ce motiv ți le-a uitat și trebuie să ții minte parole pentru fiecare site pe care intri. Da, e ușor să-ți accesezi banii online, să-i trimiți cuiva. Însă când înmulțești toate conturile, zecile sau sutele de conturi pe care le deschizi și de parole pe care le faci, fiecare cu întrebările lui, cu politicile, cu GDPR-ul din ziua de astăzi care pur și simplu a făcut lucrurile și mai rele, speram că o să am mai puține e-mail-uri spam, da, de unde? Am mai multe, pentru că sunt prea multe întrebări și oamenii dau pur și simplu ok în loc să intre în lista lungă de nu, 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 nu. Nu vreau niciunul dintre aceste lucruri. Astfel, viața online a devenit orice altceva decât o viață ușoară, lipsită de efort. Telefoanele de asemenea pot să te afecteze direct, dincolo de miturile cu privire la faptul că te îmbolnăvesc de cancer, poți să-ți pună viața în pericol din cauza mândriei tale. Știi, atunci când urci în avion și ți se spune că nu ar trebui să folosești telefonul, să-l oprești, să oprești Bluetooth, să oprești toate cele și tu mândru, râzi și mai asculți o piesă, te mai uiți la un clip pe YouTube, mai trimiți un mesaj pe Facebook, verifici câte like-uri ai mai primit pe Insta, crezând că nimic rău nu se poate întâmpla, ei bine, autoritățile se tem că, aducând atât de multe telefoane care pot să producă atât de multe interferențe radio, de la atât de mulți oameni, de la 100 sau peste 100, 200, 300 de oameni, e posibil să dai peste cap semnalele radio ale avionului, dincolo de evenimentele amuzante de acum câțiva ani în care avionul avea aceeași rețea de wireless pe care le dădeau și pasagerilor și cineva a reușit să preia controlul avionului. În acest fel, dincolo de asta, se poate pierde controlul, dirijarea și ajunge la dezastre. Pe locul 7 avem mașini electrice și aici nu mă refer la recentele accidente ale celor care se conduc singure, ci la mașini electrice normale care pot să fie periculoase pentru oamenii orbi. După cum știți, mașinile electrice și chiar și hibridele pe la o viteză nu produc sunet, sunt silențioase. Astfel, dacă te bazezi pe auz pentru a naviga într-o lume întunecată, nu vei auzi mașina electrică. Din fericire, tot mai mulți producători adaugă sunete care vin de la mașini electrice din boxe în exterior la anumite viteze pentru a avertiza pe pietoni că este ceva în mișcare pe acolo. Acum, cum își poate da seama un orb că acel sunet nu este de la o navetă spațială extraterestră care în sfârșit a venit să-l răpească și că este de la o mașină electrică pe care n-am mai auzit-o niciodată, pentru că până atunci mașinile făceau vrum 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 vrum, nu știu. Și asta pentru că nu există un standard asupra tuturor mașinilor și acestea sunt câteva din sunetele pe care mașinile electrice le fac. Pe locul 8 avem industria agriculturală și fermele de animale. Cu cât acestea sunt mai eficiente, cu atât noi, cei din lumea modernă, bogată, suntem mai grași. Și asta pentru că instinctele umane sunt de a mânca alimente
care se vor conserva în timp sub formă de grăsime. Fiziologic, oamenii nu ar trebui să mănânce în fiecare zi și din acest motiv omul mănâncă mult gras la o singură masă pentru că nu știe corpul așa cum a fost construit dacă mâine va mai găsi de mâncare, dacă mâine mai este mâncare în pomul din care a mâncat ieri sau dacă mai prinde iepurile pe care le-a prins săptămâna trecută. Din acest motiv, până și Sfânta Scriptură recomandă postul. Iar în viața modernă, în ciuda faptului că avem acces la mâncare peste tot, mereu, instinctul nu a dispărut. Și pentru că mâncarea grasă, dulce, nesănătoasă este mai accesibilă și mai ieftină decât cea sănătoasă, rezultatul îngrășării nu trebuie să șocheze pe nimeni. Pe punctul 9 avem faptul că oamenii pot să-ți acceseze viața oricând de oriunde. Informațiile tale sunt online și sunt publice. Acest lucru clar nu este foarte sănătos și sigur pentru tine, pentru că oricine poate să îți folosească informațiile. Dacă pui un anunț online de vânzare a ceva și îți dai și numărul tău de telefon, bazat pe acel număr de telefon se poate afla unde ai contul bancar, ce afacere ai făcut până atunci vreodată, chiar și adresa ta se poate afla după aceste informații simple. Astfel că nu-i greu cuiva să abuzeze de aceste informații și chiar să se folosească de identitatea ta. Mai ales în ziua de astăzi, în care cu ajutorul plăcilor grafice bune și a software-ului poți să pui fața oricui pe corpul oricui și desigur că acest lucru imediat s-a folosit în pornografie, imaginea ta și numele tău bun poate să fie murdărit și reputația ta distrusă în lumea virtuală. Ce termen vechi, lumea virtuală. Nimeni nu mai crede că este virtual, orice e online despre tine e real. Astfel, dacă vei vrea să mergi mai târziu la un job ca să fii angajat, cine te angajează dă un Google search, te găsește în ipostaze indecente, nu te va întreba dacă tu într-adevăr ai făcut acele lucruri pentru că îi va fi rușine și tu vei suferi. Astfel că trebuie să fii foarte atent când ești online. Poți să suferi o viață întreagă din treaba asta. Și fiecare serviciu pe care îl folosești e gratis, primește ceva în schimb din partea ta. Cel mai multe site-uri îți plasează doar reclama așa cum este YouTube. Însă a trebuit să te înscrii pe YouTube, să-ți dai datele personale. Google știe totul despre tine, are istoricul căutărilor tale, are istoricul preferințelor tale, știe ce vrei înainte să vrei bazat pe ce a văzut că ai căutat până acum. Dacă tu cauți, cum caut eu în momentul de față? O cameră DSLR cu un format FX. Cu siguranță el face legătura și pe lângă acea cameră, dacă deja am găsit-o, îmi trimite și obiectivele, pentru că nu este greu să facă acest lucru. Lipsa aceasta de putere și de abuz a persoanei tale poate să ducă la depresie și la pierderea încrederii în umanitate și mai ales în tehnologie, făcându-te să nu te mai simți în siguranță. Gândește-te dacă pe stradă cineva te-ar opri și te-ar întreba cum te cheamă, care e numărul tău de telefon, care sunt preferințele tale, unde locuiești și ce loc de muncă ai, e normal să nu ai încredere în acea persoană să-i dai informațiile tale. Astfel că eu cred că e normal să nu-i dai niciunei entități pe care nu o cunoști, cum ar fi un site online, acces la informațiile tale. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să te îndepărtezi pur și simplu, să zici ok, eu nu vreau treaba asta. Însă din cauza faptului că noi trăim online, trăim în media socială și vrem să împărtășim bucăți din noi, din experiența noastră cu lumea, așa cum fac și eu aici. Și să spunem că ai găsit un subiect tare de un clip cum sunt eu acum, sau poate tu ai găsit un citat fain, ți-a venit o idee bună, ai vrut să-ți vergi puțin din tine, din frustrările tale despre o problemă sau să filozofezi online, ai găsit o poză frumoasă pusă de cineva și zici, mamă, ce fain a arătat treaba asta pe Snapchat, Insta, Facebook și o răspândești. Însă în momentul în care ai făcut acel lucru, gândul, citatul, imaginea, sentimentul nu mai este la fel de tare pe cât era înainte. Pentru că acum tu l-ai supus recenziei lumii întregi și aprobării restului lumii, nu l-ai păstrat doar pentru tine. Te vei uita dacă primești like-uri sau comentarii, unele dintre acestea te vor trage în jos și chiar dacă primești comentarii bune în comparație cu cele rele, îi vei judeca tu mai departe pe oamenii care ți-au zis lucruri bune, pentru că avem prost obicei de a ne bate și noi în jos cu cuvintele altora și indiferent dacă nu strângi niciun like sau dacă primești comentarii care spun că ții umbră pământului degeaba, oricât ai vrea să zici că nu te afectează, te afectează. Și trebuie să spui întrebarea logică. De ce ți-ar păsa și cine are nevoie de străini, oameni la nimereală care s-au trezit că sunt și online, să-i strice ziua? Cine are nevoie? Tu ai nevoie de cineva să strice ziua când ai găsit ceva fain și interesant și l-ai pus pe net? Ai nevoie ca o persoană să-ți ia din acea plăcere? Nu ești destul de stresat oricum? Și acesta este ultimul gând cu care vreau să te las. Dacă folosești media socială și dacă pui ceva acolo, nu fi surprins să fii tras în jos. Și unele lucruri care sunt speciale, frumoase și
pe care le iubești, ar fi mai bine să le păstrezi doar pentru tine. Dacă uitați pe conturile mele, pe Instagramul meu, pe Facebook-ul meu, o să vedeți că din viața mea personală, din viața mea reală, din cine sunt eu ca persoană, pun foarte puțin. Pentru că eu cred că aceste lucruri au o valoare. Și au o valoare pentru mine. Din acest motiv și vouă vă recomand, nu dați ce e mai bun din voi pe gratis pentru a fi folosit de o corporație pe care nu o cunoști sau de a fi târât prin noroi de cineva plictisit în ziua aceea. Bucurați-vă de lucrurile pe care le aveți, ieșiți afară, vedeți soarele, faceți exerciții, trăiți-vă viața fericiți, cu mai puțin stres, un telefon mai ieftin de care nu vă pasă e mai bun decât cel mai nou Rugnet, care oricum nu face cele mai bune poze, nu duce cele mai bune jocuri, nu are cel mai mare ecran, nu are cea mai mare capacitate, nu are cele mai bune programe. E un compromis ambulant. Vă las, vă pup, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Alex Cosma și până data viitoare, atenție, cad mere.